Dinamica producției noastre industriale, relevată în recentul comunicat al Direcției de Statistică, ne-a sugerat o nouă introspecție în arhiva jurnalului nostru. Acum 4 ani consemnam activitatea harnică a constructorilor centralei de termoficare din Iași. Vă informam atunci despre perspectivele instalării a 2 grupuri de câte 25 de megawatts care să asigure termoficarea locuințelor și abur industrial pentru întreprinderile orașului. O perspectivă care a depășit așteptările. Lucrările aflate în curs vor adăuga un spor de încă 50 de megawatts în turbinele termocentralei. Orizont nou la uzina metalurgică. În 4 ani o creștere de 3 ori a producției. Tipodimensiunile asimilate, 550 față de 50, din care 99,9% țev de calitatea întâi. Perimetrul industrial al Iașului cuprinde azi unități care în urmă cu 4 ani se aflau doar pe planșeta proiectanților. O nouă și modernă filatură, o fabrică de tricotaje și o țesătorie de matase, o uzină de fibre sintetice, o fabrică de produse ceramice, secții noi la fabrica de medicamente, un complex de morărit și panificație și altele. Realizări de prestigiu, elocvent manifest electoral în aceste zile când țara întreagă se pregătește pentru evenimentul sărbătoresc de la 2 martie. La rubrica noastră săptămânală, Candidații ai Frontului Unității Socialiste, vă prezentăm azi pe Toma Spiridon, maestru principal la uzinele 1 mai, candidat în alegerile de deputați pentru Marea Adunare Națională. Brăduț Covaliu, președintele Uniunii Artiștilor Plastici, candidat în alegerile de deputați.